Salutări tuturor! Astăzi eu cu scumpa mea fetiță facem niște experimente. Cred că vă dați seama ce anume vrem să facem. Punem în popitul, în formă de inimă, bombonele. După care turnăm ciocolată topită. Fetița mea, în funcție de culorile popitului, încearcă să pună bombonelele de aceeași culoare. Ați observat, da? Cât de cât, cum poate, galben, portocaliu, acum urmează albastru. Și tot așa, cum poate și cum vrea. Mai avem puțin și terminăm cu bombonelele în popit. A mai făcut cineva acest experiment? Cu bombonele? Pentru noi, acum e pentru prima oară. Și la final, mai avem încă un experiment. Surpriză! Așa că nu ratați să vă uitați până la sfârșitul videoclipului. Scumpa mea fetiță are 6 anișori și se descurcă de minune. O cheamă Andra. Este cea din poză. Gimnasta mea favorită. Mai avem foarte puține bomboane de băgat în popit. Iar acum să vină ciocolata. Scurgem ciocolata topită în popit. După care o băgăm la frigider să se întărească, bineînțeles. Și vedem surpriza în curând. Încă puțin să umplem bine peste tot. Să nu se vadă bombonelele, să acoperim toate bombonelele. Tot. Ce zici, copii, e gata? Gata? Am umplut bine? Iar acum la frigider cu el să se întărească. Am scos popitul din frigider și scoatem ciocolata. S-a întărit bine? Foarte bine s-a întărit. Arată bine. Și gata, am scos toată ciocolata din popit. Ciocolata cu multe bomboane, delicioase. Și gata, acesta a fost primul experiment. Mi-a ieșit excelent. Arată foarte bine și delicios în același timp. Urmăm cu, bineînțeles, al doilea experiment, de care v-am amintit la început. Acum, în schimbul bomboanelor, punem cereale. Mai ușor. Băgăm mai ușor. Și dăm ciocolata albă. E bine când am luat ciocolata normal, pentru că atunci nu prea se vedeau viluțele. Da, păi de asta. Acum o să punem ciocolata albă. Și sper să nu se topească cerealele. Cum adică să se topească? Păi cerealele în lapte se topește, nu? Da. Să vedem dacă în ciocolată se topesc. Cred că nu. Păi sperăm să nu se topească.
Da? Să umplem toată inimioara, popitul cu inimioară. Și gata cu cerealele în popit. Iar acum, ca să se vadă diferența între cereale și ciocolată, am topit ciocolată albă. Dar am topit ciocolata nu foarte lichidă, ca să nu se topească cerealele. Se observă, da, copii? Că ciocolata e mai groasă. Și umplem ciocolată în popit peste cereale. Ciocolată albă, delicios. Mai avem puțin. Gata, am terminat. Iar acum la frigider cu ea. Iar acum fetița mea scoate ciocolata din popit. După ce a stat o oră la frigider. Surpriză! Arată foarte bine. Excelent! De data asta mai cu atenție, să nu se rupă. Și gata, a scos fetița mea toată ciocolata din popit. Ne-a ieșit excelent. Cred că nici nu se putea mai bine. A fost interesant ambele experimente. Am vrut să vă împărtășim și vouă experimentele noastre. Și să revenim. Acesta este primul experiment. Iar acesta al doilea experiment. Ambele ne-au ieșit foarte bine. Aici închei, dragii mei, eu am fost Ramona, dacă v-a plăcut nu uitați să ne lăsați un like și să vă abonați cei care nu sunteți abonați, pe data viitoare cu alte videoclipuri. Pa, pa! Vă pupăm!